Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 11 decembrie. Moștenirea celor mântuiți. Text biblic. Poporul meu va locui într-un loc pașnic și în case sigure și în locuri de odihnă liniștite, spune Domnul Dumnezeu. Isaia 32, versetul 18. În Biblie, moștenirea celor mântuiți este numită o patrie. Evrei 11, versetele 14 la 16. Acolo, păstorul divin își conduce turma la izvoare de apă vie. Pomul vieții dă roade în fiecare lună, iar frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi precum cristalul, și pe malul lor, pomii unduind, își aruncă umbrele pe cărările pregătite pentru răscumpărații Domnului. Acolo, câmpiile întinse se continuă cu coline pline de frumusețe, iar munții lui Dumnezeu își înalță crestele semețe. Pe acele câmpii pașnice, lângă izvoarele pline de viață, poporul lui Dumnezeu, multă vreme peregrin și rătăcitor, va găsi un cămin. Acolo, sălbăticia și locurile solitare se vor bucura pentru ei. Deșertul se va veseli și va înflori ca trandafirul. În locul spinului se va înălța chiparosul. În locul mărăcinilor va crește mirtul. Lupul va locui împreună cu mielul și leopardul va dormi împreună cu iedul și le va mâna un copilaș. Ele nu vor face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Isaia 35 cu 1, 55 cu 13, 11 cu 6 și 9. Acolo, omul va redobândi demnitatea regală pierdută și ființele inferioare vor recunoaște supremația sa. Cel feroce va fi blând și cel timid încrezător. Durerea nu poate exista în atmosfera cerului. Acolo vom trăi viața edenică, viața în grădină și pe câmp. Cuvântul lui Dumnezeu spune, vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și vor mânca rodul lor. Nu vor zidi case pentru ca altul să locuiască în ele, nu vor zidi vii pentru ca altul să mănânce rodul lor, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucruri mâinilor lor. Isaia 65, versetele 21 și 22. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.